pare rău că spun asta, dar din păcate vreau să fiu realist și sunt convins că de acum încolo e posibil să pierdem foarte multe jocuri. Nu spun că nu mai avem șansa să câștigăm, pentru că tot timpul avem o șansă să câștigăm și tot timpul putem face chestia asta, dar vreau să fiu realist și cred că nu se mai putea ajunge acolo. Raluca, pe cine botezi astăzi? O să botez în această seară, după cum îmi dictează sufletul. Bine. Cucu? Să-ți dicteze un nume care începe cu cum și să termine cu vânt. Eu o să votez în funcție de cum mă duce rațiunea. Umblăm la bibliotecă să mor eu, rațiunea, sufletul. Da, ia să vedem care... Acum, serios, cum votezi astăzi? Eu, fii atent, ca să vă zic că fără nicio glumă, fără nicio mișto. Ar trebui să votăm în așa fel încât să... Așa fel încât să iasă doar unul în față, ca să nu mai fi nevoie să scoatem doi, pentru că oricum pleacă de la noi. Eu sunt de părere că timpul le rezolvă pe toate. Votul meu nu vreau să se ducă la nimeni în mod special. Eu pot să rămân în competiția asta cu oricine. Votul meu se va duce exact așa cum o să simt acolo pe foaie, că și ieri l-am dat la fel. Nu pot ranchiună nimănui, eu sunt aici să râd, să glumesc. Hai să dăm, ok, toți vorbim la general, dar hai să dăm niște exemple mai concrete. S-a dat exemplu cu mine și Raluca, că ne-am certat, ok, un exemplu bun. S-a mai dat exemplu cu tine și cu Zani, că ați avut cel... Ok, hai să mai dăm și alte exemple. Ce am avut cu Elena? Mai nu mă măcați pe mine cu Elena, că n-am nicio treabă cu Elena. Bă, zic ce s-a dat până acum, ok, poate nu e relevant. S-a dat în februarie, ce treabă am eu cu Elena? Nu mi-am putut spune punctul de vedere, dar prefer să-l spun acum. Din punctul meu de vedere, cred că dacă ne-am ignora și dacă am încerca fiecare să ne vedem de treburile noastre și de parcursul nostru în această competiție, fără să băgăm cuțitul în rană și anumite fitile, cred că ar fi mai ok. Am zis că am șters exemplele negative de pe copaci, ce nu suport. Elena era, din punctul tău de vedere, exemplu negativ de copaci. Ok, păi asta zic. Am venit la tine să te bag în seamă. E clar că sunt tensiune, nu ai cum să ștergi de pe 5 copaci numele Elena, decât dacă ai ceva cu acea persoană, decât dacă... Te-am șters numele Ștefan. Păi da, de pe un singur copac, de pe toți copacii. Păi dacă mi-am găsit numele, n-a fost atât de disperat să treacă ca și mine, pe 5 copaci. Dacă ne-am luat după el, el mă ignoră, chiar dacă mi-a șters numele de acolo. Dar în spatele acestui ignor, cu siguranță se ascunde altceva. Glumele pe care eu la un moment dat am încercat să îl rog să nu le mai facă cu mine, tocmai pentru a nu da curs discuțiilor, nu se opresc aici. Bowser și Pola, victima. Cucu are o scuză din partea mea și nu pot să-l învinui până la capăt pentru atitudinea pe care o are. El e foarte debusolat în această competiție, de aici colo, nu știe absolut nimic. Vorbește cu mine, mă aprobă. Vorbește cu Ștefanul la probă, vorbește cu Zane la probă. Și de asta spun că energiile negative care sunt în această perioadă, în această echipă și rezultatele sunt doar din cauza aia, vin de la... planurile diabolice ale Elenei și a lui Ștefan. Elena nu poate fi votată în acest moment. Sunt un om care muncește de 7 ani. Așa. Gen, așa. E respectat de foarte multă lume. Așa. Stai să-i ajute față calculatorului și ești mare șmecher, mă. Ce-mi fac eu? Asta îmi spui tu că faci, că să treci pare că tu ești pe față. O, adică tine, și ca să fac asta, ai rupt băncile în două. Ce? Ai rupt băncile în două, ai stat pe... Mamă, să ne dai câte un altă când pleci de aici, mă. Nu dau autograf, eu nu am... Că la care se laudă, nu mă laud. Păi tu ai spus cine ești mai înainte, mă. Păi te-am spus cine sunt, dar lucrez de 7 ani de zile, zi și noapte. Băi, ești un băiat, crede-mă, ce stăcare, mi-e milă de tine când mă uit la tine, mi-e milă de tine, crede-mă. Da, mă, ți-e milă. Îmi cer scuze față de oameni de acasă, îmi cer scuze față de colegii mei care mă susțin și mă vor în această competiție mai departe. În schimb, astăzi am observat răutatea din Cucu și Ștefan. Și mai ales din Cucu, în care spune mie că eu sunt un nimeni, nu mă cunoaște nimeni acasă și că el e Cucu de la Noaptea Târziu, care a cântat cu 120.000 de oameni într-un concert și a realizat foarte multe lucruri în 7 ani și eu nu sunt un nimeni, că n-a auzit nimeni de mine
și că nu știu ce. Și am încercat să-i explic așa. Boss, și eu am 21 de ani de fotbal. Am jucat 10 ani la nivel de Liga 1. Dar nu vreau să-ți scot ție lucrurile astea în evidență. Vreau să spun doar atât. Suntem într-o competiție unde toți suntem egali. Bă, astea sunt discuții de clasa 4 pe care tu le crezi, mă. Bă, te dai mare ca un copil de clasa 4. Păi tu când exprimi, ai cântat tu cu 120.000 de oameni. Băi, aici suntem zero. Nu uită cine ești tu acasă sau cine sunt eu. Aici ești la Survivor, băiatul meu. Ești zero aici. Zero, la fel ca tine. Suntem zero aici. Aici nu suntem Cucu de la noaptea târziu și nici Chitoșcă fotbalistul. Nu, tu ars, că tu ai adus în discuție cine sunt eu. Lasă să-și facă filmul, mai vine mai sare de când zic eu ceva sau când zice unul și îi explic. Ce ai, mă, Cucule, te doare? Da, Zane, e dreptate. Vine și mă ia de mână, îi mai zic ceva, mă ia de mână și încearcă și el. Ieri era cu mine, mă ia pe mine de mână, după le-a păculit, după se ce cu Elena, după se ce cu Ștefan, nici el nu știe ce să facă, se dă și el după cum bate vântul, pentru că vrea să rămână mai mult aici. Tu votează-mă de câte ori vrei. Eu altfel nu pot să ies din competiție, e simplu. Și nici nu trebuie să mă explic, dar vă explic că nu înțelegeți niște chestii și... Nu am zis că nu înțeleg. Ba da, ăla făce, eu te mă, victima, așa erați. Pentru ce... că asta nu este din ceea ce... Nu reiese nimic, bă, omule, nu înțelegeți nimic absolut, voi nu înțelegeți competiție. Nu-i scos mie asta, tu dacă în momentul de față ai fi putut fi votat a doua oară, nu ți-ai mai fi dorit să fii votat în momentul ăsta tu iarăși ca să pleci acasă? Am să lupt până la capăt, doar să le demonstrez și să le fac în ciudă că nu le joc jocul lor malefic. Important pentru mine este că nu iese nimeni de la noi. Important pentru mine este că o să fim în aceeași formulă și săptămâna viitoare. Important pentru mine este că oricine a ieșit de la el ne ajute pe noi să aducem mai multe puncte pe traseu, pentru că fiecare dintre băieți este un jucător foarte bun. Fetele nu pot fi nominalizate, deci este un plus pentru noi. Dacă e căzut psihic, nu mai are ce să mai facă. Au fost cazuri și la noi. Da. Degeaba ești bun, dacă psihic ești terminat, trage echipa în jos, n-ai. Și nu cred că există cineva care să te ridice dacă ești căzut așa tare. Eu îl văd și pe el și pe Culiță terminați pe amândoi. Nu mai o trage și uite Cosmin, de asemenea mi se pare un pic afectat. Nu zic că e căzut psihic, dar e afectat, e afectat tot ce se întâmplă acolo. Afectat toată lumea. Exact, știi care e treaba? Îl văd la modul că mereu declară, da, trebuie să ne împuținăm, dacă e să plece, mai plece din noi acasă, pentru că nu ne înțelegem, nu rezonăm. Băi, eu sincer să fiu, am văzut în 5 luni de când stă aici, am văzut multe certuri la faimoși. Bă, multe. Dacă acum așa destabilizați, eu nu am văzut niciodată. Nu e de ajuns să plece o singură persoană sau două, pentru că nu e ceartă doar între două persoane. Pur și simplu, acolo se ceartă, am văzut Raluca cu Culiță, Raluca cu... Ștefan, la un moment dat chiar Sebi cu Elena, nici nu știu exact cine cu cine se mai ceartă, cine cu cine mai e în tabără, efectiv este un haos total la ei, iar în ritmul ăsta, e cât timp vor continua așa, noi vom câștiga mult și bine, iar în cazul în care va pleca un băiat și unul bun de la ei, nu vor mai avea multe șanse să ne ajungă. Culiță pare că nu mai are nicio motivație, sau cel puțin pe traseu nu pare să mai tragă cum trăgea el la început. Da, okay. Sebastian... Doar din gură, dă. Văd că de adus punct, el a fost singurul care a adus punct azi. Nu știu, să-l scoată în față pe Cucu, oare, că e nou venit. S-ar putea pe Cucu și-o scoată, pentru că altcineva nu mai văd cine. Fetele nu pot fi nominalizate. Sebastian e deja nominalizat. Culiță, Cucu, mă gândesc. Culiță, Cucu și Ștefan, nu cred că-l mai nominalizează pe Ștefan. A, da, nu, o să le fie frică. Da, Zani, dacă îl nominalizează pe Ștefan și iese iar favorit, o să trebuiască el să facă nominalizare. Și o să-l nominalizeze iar pe Cosmin, dacă are ieși Ștefan. Și ai văzut ce supărat era Zani. Bă, oricare ieși dintre ei, mai avem și noi o gură de aer, că sunt prea mulți. Da, nu, și ar ajuta mult și pe băieții noștri dacă ar mai ieși unul de la ei. Da. Deci știi că ei chiar sunt dubli. Deci ei sunt 6 băieți și noi avem doar 3. Sunt 2 la 1. Noi măcar la fete e un pic mai echilibrat, să zici. Noi suntem 2, ele sunt 3.
Da. Sper că la săptămâna următoare să dăm și noi afară o fată, să mai echilibrăm situația, adică să egalăm lucrurile. O dăm pe Andreea. O dăm pe Andreea afară. Și eu tot la Andreea, ce mă gândesc. Da, ce mai mult, m-aș bucura asta. Sunt curios însă dacă se va mai întâmpla ceva în tabăra faimoșilor, pentru că și-au spus foarte multe în primul consiliu de nominalizare, dar m-a pus ceva pe gânduri și anume faptul că Cucu a spus la un moment dat că dacă vor pierde cel al doilea joc de imunitate, va fi iadul pe pământ la ei, pentru că va începe și el să vorbească, să spună anumite lucruri. Și asta m-a pus pe gânduri, înseamnă că acolo la ei se întâmplă mult mai multe lucruri decât am văzut noi în primul consiliu și cred că cu toții suntem curioși ce se va întâmpla în seara asta și dacă cumva va ieși un scandal mult mai mare decât până acum. Băi, știi de ce sunt cel mai fericit, frate? Pentru că mi-am dorit de luni de zile. Voi știți prin ce am trecut noi aici în camp. Mi-am dorit să fie și echipa și să ne înțelegem în ritmul ăsta, să fim așa de uniți, să câștigăm de foarte mult timp și tocmai asta zic. Vreau să mergem pe ritmul ăsta, pe drumul ăsta, că avem mari șanse, frate. Deci avem mari șanse să-i dăm pe toți afară. Acum putem să ne bucurăm. Că nu v-am lăsat să vă bucurați la primul joc. Da, bă, acum trebuie să mergem cu chef, să vedem, să mai aflăm, să vedem ce se mai reproșează. Tu dai seama ce spectacol va fi acum la consiliu. Cum zice ăsta Zani, desene animate. Ne uităm să vedem la ei. Desene animate în seara asta de nevina acru în gură. De asemenea, am văzut din declarațiile lui Cosmin și în opinia mea Cosmin este cel mai cu bun simț din tabăra faimoșilor, știu de 5 luni de zile, e cel mai drept, e cel mai corect om și a zis-o în felul următor, dacă și el a ajuns cumva la o saturație, e prima oară când îl văd așa de, cum să zic, de afectat de tot ce se întâmplă la ei în camp și a spus-o până și el, domne, trebuie cumva să plece cineva dintre noi, că voi fi eu, că voi va fi altul, deci e clar că acolo nu cred că este un război, este ceva, este un iad și asta cred că se va vedea diseară. Trebuie să mă întăresc, trebuie să găsesc puterea în mine și indiferent de situație și indiferent de ceea ce se întâmplă la joc sau indiferent de conflictele pe care noi le avem, trebuie să demonstrez că merit să merg până la capăt. Voi găsi puterea în mine și promit că voi lua altă atitudine. Vă spunem bună seara de la cel de-al doilea consiliu de nominalizare și ultimul al săptămânii de Survivor. Bună seara faimoșilor, bună seara războinicilor. Jocul de imunitate de astăzi a fost pierdut de echipa faimoșilor și avem un consiliu al vostru în această seară. Din nou veți nominaliza. În această seară nu vom mai deschide liniile de vot pentru că cei de acasă și-au putut exprima deja aseară preferințele. Vom lua desigur în considerare voturile deja exprimate. De asemenea, și în această seară nu pot fi nominalizate fetele. Cucu, anunțai aseară că în situația în care pierdeți al doilea joc de imunitate o să fie rău, o formă de război. Ce se întâmplă, Cucu, cu echipa voastră, cu echipa faimoșilor? Aș vrea să pornim de la tine. În momentul de față nu văd un război, dar nu văd niciun pact. Văd o chestie undeva la mijloc, aștept să văd ce zic colegii mei. Înainte de consiliu
am avut-o, adică eu, cel puțin astăzi, după discuția pe care am avut-o cu Sebastian, n-am vrut să mai vorbesc cu nimeni chestii despre Consiliu, pentru că n-am vrut să mă încarc cu energia Consiliului și cu energii negative, pentru că astăzi, după traseu, au fost niște mici, chiar mari clinciuri între noi, eu cu Sebi, Elena cu Raluca, Elena cu nu știu cine, au fost mai multe clinciuri și... Da, s-ar putea să fie doar o bătălie, nu neapărat un război. Războiul parcă e un pic de armistițiu puțin înainte de... Adică s-a întâmplat asta înainte cu o oră de Consiliu. Am început să vorbim ca niște oameni maturi, pentru că suntem oameni foarte mari. Singurul care e mai mic de aici e Zani, care are 23, în rest toți avem peste 25 de ani, suntem oameni maturi. Și am hotărât să fim sinceri. Nu vreau să mai spun acel cuvânt care se termină, care începe cu A și se termină cu mare. T. Care vă asumați? Da, nu, un cuvânt am spus, n-am spus la plural, la singular. Asumați. Da. Trebuie să fim toți, da, de fapt asum, ăla era cuvântul, la plural. Trebuie să fim toți la plural cu cuvântul ăla și să spunem fiecare ce părere are despre fiecare. Și să nu mai dăm cu votul doar așa de dragul de a da cu un vot. Să dăm fiecare votul cum simțim și cum vedem în momentul de față. Mulțumesc, Coco. Ștefan, din nou într-un consiliu de nominalizare, Ștefan, și asta înseamnă, Clara, un joc de imunitate pierdut. Mă interesează dacă vezi că s-ar putea, că există o îndreptare, că există soluția unei armonii, unei armistițiu, cum spune Coco. Credeți-mă că mi-e foarte greu să vorbesc după un 10-1 dat de 5 oameni. Un 10-1 care mă doare rău de tot, pentru că mă doare și stomacul. Tot la fel de tare. Am mai pierdut o imunitate. Discuțiile de după joc, sincer să fiu, nu mi s-au părut nici constructive, dar nici destructive. Sunt cam la fel, ca și până acum. Nimic schimbat. Ne reproșăm, ne spunem, dar când ne punem întrebarea ce ar fi de schimbat, singura întrebare e, singurul răspuns este că suntem mulți, trebuie să plece cineva. Eu nu prea înțeleg acest răspuns și de ce trebuie să dăm răspunsul ăsta când tot noi, ăștia nouă înși, i-am bătut pe război nici când erau 6 sau când erau 7. Chiar dacă mai aveau în componență jucători mai slabi decât prezenții. Dar stau și mă întreb acum ce s-o fi schimbat într-un joc în care, să spunem, dau un exemplu, intră Zani cu un Marius și Zani are șansa să-l bată pe Marius și îl câștigă. Eu cu Andrei și am șansa să câștig și câștig cu Andrei. Adică nu văd schimbarea aia mare care s-o declanșeze că a plecat unul care aveai 2 sau 3 puncte sigure de câte ori intra băiatul ăla pe traseu. Nu văd logica acestui om care a plecat. Că noi tot aducem aceleași puncte dacă ar fi să fim. Să o luăm logic, nu? Chiar după plecarea lui Bogdan. Chestia asta nu pot să o înțeleg. După discuția din camp, Sebi mi-a dat așa o mică chestie de a gândi, pentru că, așa cum a spus și Cucu, a lăsat o mică portiță deschisă pentru acea persoană care se victimizează. Am discutat cu el, mi-a spus părerea. El mi-a spus că n-ar fi așa. Hai, să ok, fiecare cum vede și ceea ce spune. Cât despre mine, sunt dezamăgit de mine. Foarte dezamăgit, pentru că în 3 zile am intrat de 4 ori și am adus un punct. Mi s-ar părea normal și nu m-ar mirea dacă ar fi să fiu votat pe criteriul sportiv, să fiu scos în față, și nu mi s-ar părea și nu m-ar uimi nici dacă pe criteriul social, așa cum declară colegii mei, aș fi iarăși scos în față pe ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Că, na, sunt ăla mai negativist, ca să zicem așa.
merg înainte. Mai am un joc unde trebuie să aduc puncte sau punct, dacă se poate. Vedem la sfârșitul săptămânii ce... care va fi sentința. Sper să rămân în continuare, dar nu depinde doar de mine. Vă mulțumesc frumos, domnul Dan. Înțelegi, Ștefan, mulțumesc și eu. Elena, bună seara. Cum te simți tu, iată, din perspectiva noii situații din echipa Faimoșilor? Al doilea joc de imunitate pierdut. Bună seara. Sunt foarte dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat astăzi la joc, pentru că este foarte rușinos scorul de 10 la 1. E clar că se răsfrânge asupra noastră și cel puțin asupra mea s-a răsfrâns și din punct de vedere psihic mă simt căzută, dar în același timp puterea trebuie să o găsesc în mine. Nu am nevoie de cineva să mă ajute, nu avem nevoie de nimeni să ne ajute, trebuie să ne ridicăm singuri. La un moment dat astăzi am avut o discuție și fiecare într-adevăr se întreba ce ar trebui să schimbăm. Exact așa cum a zis și Ștefan, majoritatea răspunsurilor au fost că suntem prea mulți, trebuie să ne eliminăm. Am încercat să vin și eu cu o părere, chiar dacă nu mi-a fost ascultată, am să încerc să o spun în această seară. E clar că sunt tensiuni, e clar că suntem caractere diferite, este clar că oricât de mult am încercat să ne înțelegem, nu vom reuși. Și cred că dacă la un moment dat fiecare ar lăsa de la el și persoanele cu care noi rezonăm, putem vorbi cu ele. Cu persoanele cu care nu rezonăm, să ne limităm la un minim de bun simț, la un minim de salut, un bună dimineața și un bună seara. Dacă ne-am limitat la aceste lucruri, fără a încerca să mai facem glume, să fim răi, cred că am reușit să nu mai luăm lucrurile personal și să încercăm să fim o echipă. Și acest exemplu îl pot da, chiar astăzi l-am dat și Ralucăi. Am avut la un moment dat un conflict, eu am fost cea care am decis că ar trebui să nu ne mai băgăm în seamă și să se limiteze totul la un bună pa. Și într-adevăr, de atunci nu am mai avut conflict. Consider că atât cât s-a putut pe traseu, am încercat să o susțin, am încercat să mă susțină, chiar dacă a fost poate de complezență, așa cum au spus unii din colegii mei, dar nu au mai fost acele răutăți, acele lucruri spuse într-un moment de vulnerabilitate. Am încercat fiecare să ne ignorăm, astfel încât să nu ne mai certăm. Cred că dacă am reușit să facem lucrurile astea și să nu ne mai înțepăm la fiecare colț, poate, nu știu, ar fi o soluție. Înțeleg, Elena, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Zani, bună seara. Tu ai o natură ludică. Îți place să te distrezi, Caterincă, cum spuneți voi câteodată, însă în alte momente e și foarte serios. Ce se întâmplă acum în echipa Faimoșilor? Cum poate fi rezolvat? Pe care din drumurile astea două? Vreau să explic ceva ce nu au înțeles mulți. Unitatea asta despre care vorbim și unirea și familia și asta, asta nu se vede, unitatea asta, atunci când ne este bine și când suntem câștigători și avem ce mânca. Unitatea și sinceritatea și ce simțim unul față de celălalt se vede atunci când pierdem, când suntem sub presiune. Nu există absolut deloc. Eu nu văd răutate nimeni de aici. Am avut conflicte cu toți și chiar nu văd răutate. Îi văd pe toți sinceri. Sunt niște chestii, da, am crezut la un moment dat și cred în continuare că unii se prefacă, unii ascund ceva, unii își doresc să ia ei locul altora. Dar nu este din răutate, este pentru că suntem într-o competiție și lupți pentru locul tău. Ce n-au înțeles mulți este că cu cât presiunea este mai mare, cu atât noi suntem forțați într-o competiție în care trebuie să-l dăm pe unul afară, suntem forțați să ne bușim cumva. Suntem forțați ori să avem o conexiune, ceea ce nu există, pentru că n-ai cum să ai o conexiune atât timp cât echipa trebuie să-l nominalizeze pe unul și să-l dea afară. Nu există conexiune. E ca și cum suntem toți pe o bucată dreptunghiulară, echipa roșie este în dreapta, albastră în stânga, între noi este un zid și dacă echipa albastră câștigă, zidul acela se îndreaptă spre
faimoși, spre echipa roșie. Și de pe bucata aia cade câte unul că nu mai avem loc. Este similar cu Survivor-ul. Este o comparație... Este o comparație foarte bună, zic eu. Și pe marginea aia noi ne îngrămădim, nu mai avem loc. Și dacă noi pierdem, vine zidul spre noi și noi trebuie să alegem care stă pe margine și pe care îl împingem afară. Suntem obligați să facem asta. Și evident că cei care sunt pe margine și se simt vizați, pentru că echipa trebuie să-i aleagă pe cei mai buni să rămână pe... Și un criteriu pentru care să rămâi pe margine ar fi să fii cât mai slab. Să nu ocupi prea mult spațiu. Cei care sunt mai voluminoși ar fi pus pe margine și vizați să cadă. Și noi trebuie să-i păstrăm pe cei mai puternici, să împingem noi ăla și să-i dărâmăm noi pe ei. În momentul ăla e presiunea foarte mare și când simți zidul ăla aici și ai marginea și cazi, e presiune mare și ești obligat să-l împingi pe celălalt jos. Exact așa este Survivor. Și cei care se simt sub presiunea aia pun întrebarea: cum adică nu încăpem toți pe margine? Ba, încăpem toți pe margine, de ce spuneți asta? Nu, Vere. Cine spune asta se simte în pericol și este foarte normal să spun asta. Cei care nu se simt în pericol și cei, chiar dacă sunt mulți care se simt de fapt și în pericol și sunt realiști și spun: da, frate, nu există conexiune între noi, trebuie să ne împuținăm și ăsta este adevărul, avem nevoie doar de timp. Încerc să râd și să îmi repet asta mereu ca să nu uit, pentru că aș putea la un moment dat să devin foarte penibil, la fel cum i-am văzut pe unii dintre membrii acestei echipe că la un moment dat devin penibil din cauza presiunii. Trebuie să înveți să reacționezi sub presiune, să îți cunoști limitele, să-i cunoști pe cei din jurul tău, să știi să reacționezi. E nevoie doar de timp. Într-adevăr, suntem prea mulți. Presiunea acum este mult mai mare pentru că ei au rămas din ce în ce mai buni și s-a strâns mult mai tare lanțul la noi. Este foarte greu. N-avem nicio conexiune. Ne bruiem unul pe altul, ne... Reușim totuși uneori să avem momente care râdem împreună. Mai devreme, înainte de consiliu, am râs de neam spart. Dar acum intrăm la consiliu, energia se schimbă, trebuie să ne nominalizăm, trebuie să fim sinceri unii cu alții și la un moment dat de frică s-ar putea să-ți pui părerea reală pe care o ai față de cei din jurul tău, părere pe care nu ți-ai manifestat-o până acum, n-ai exprimat-o. Și cei din jurul tău să se uite și zic: aha, deci asta era părerea ta față de noi. Deci te-ai prefăcut până acum că ne placi. Și din nou, bam, presiune, presiune, presiune. Cine rezistă acestei presiuni este demn de această competiție, merită să fie aici și am susținut mereu că cine nu merită să fie aici, fără niciun regret, trebuie să plece acasă. E foarte simplu, trebuie să fim realiști și de frică mulți o să spună multe, mulți nu o să fie de acord cu ce se spune, dar... Asta e părerea mea. Mi se pare una foarte normală, foarte corectă. Sub presiune nu te schimba. Rămâi cine ești. Mulți joacă și alte cărți. Dar, repet, îi înțeleg. E disperarea aia de a rămâne, de a... Pentru că Survivor-ul chiar este o șansă pe care mulți n-au avut-o în viața vieților lor. Și se vede disperarea lor aici. Este singura șansă. Și tu dacă îl dai pe el afară, mamă, mă dă sta pe mine afară. Fai de capul meu, păi... Și începe războiul. E care pe care. Mulțumesc, domnule. Am înțeles, Ani. Culiță, care e abordarea ta, Culiță? Care e perspectiva ta? Abordarea mea este că eu în ultimul timp nu pot să mă mai concentrez la nimic, la ce se întâmplă aici. La joc nu pot să mă mai concentrez, nu pot să mă mai concentrez la ce se întâmplă în camp. Sau de multe ori de vorbă cu colegii mei și privesc prin ei. Nu văd, nu înțeleg ce îmi spun, mă trezesc după un minut și da, da, ok, ce ai spus, ce s-a vorbit acum la consiliu, la fel, nu prea pot să asimilez. Gândul meu este în continuare, în ultimul timp este tot acasă, nu mai îmi stă capul deloc la această competiție, la acest joc. Mă simt oarecum și vinovat că sunt de atâta timp aici și că nu sunt acasă lângă familia mea și lângă soția mea, viitoarea mea soție care trebuie să nască. Mă gândesc de multe ori că cu siguranță ca orice femeie gravidă ar fi avut pofte și nu am putut să-i le îndeplinesc pentru că am fost aici, nu știu ce ar fi făcut. Nu mă interesează absolut nimic ce se întâmplă aici.
în această competiție. Poate să-și dea cap în cap fiecare, poate să întâmple orice s-ar întâmpla. Mi-a mai spus părerea până acum. Unii, într-adevăr, își doresc să rămână mai mult, alții poate mai puțin, cum sunt eu. Cred că majoritatea își doresc să rămână până la final. Eu nu-mi doresc să rămân, eu îmi doresc să fiu acasă, cum am mai spus. Cred că mi-am depășit toate limitele pe care le aveam. Nu mă gândeam că o să ajung până aici, că o să rezist atât de mult. Nu știu ce să mai zic acum momentan, decât că trebuie să lupte corect fiecare. Că sunt unii, așa cum am mai spus și alți colegi de-ai mei, care consider că nu luptă corect. Recurg la fel și fel de tertipuri și lucruri pe care eu cel puțin nu le-aș face ca să rămân în această competiție. Sper din suflet să vadă oamenii de acasă exact bunătatea din ei și să vadă și falsitatea din alții, să vadă nu neapărat care e cel mai bun pe traseu, pentru că până la urmă nu asta contează, contează mult și cum te comporți cu oamenii din jurul tău, pentru că este o competiție și socială și sportivă, nu este doar sportivă. Și sper ca oamenii de acasă să vadă dincolo de noi, exact așa cum suntem noi, pentru că sunt mulți oameni care vor să afișeze total alte imagini decât cum sunt ei de fapt. Și sper să se vadă lucrul ăsta și oamenii să-i taxeze în consecință și să câștige cel mai sincer și cel mai bun, atât sportiv cât și social. Mai mult, cred că jumătate undeva contează și partea sportivă și partea socială. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!